Numele meu este... It doesn't matter what my name is! Și în continuare, merg prin pădurea Șcheia, alături de Mr. Agent Viorel, cu care am asistat plimbarea Suceava, pasarele Ițcani, Iaz, Lipoveni, retur, și în continuare ne vom întoarce prin pădurea Șcheia și vom urca către Zeamca. Ce Zeamca? Pe jos. Pe jos. O plimbare în jur de vreo 12 km. După ce am efectuat cu succes un examen la rezistența materialelor 2, în care am luat amândoi note de 3, care... It doesn't matter! Așa. Prin pădure este frumos, dar nu prea. Este frumos. Este aer curat. Și mișto. Hai că super tare. Suntem însoțiți de o sticlă de apă minerală în caz că ne se face sete, pentru că este vară afară și este cald. Și cam atât. Afară nu este luna, din acest motiv este mai beznă decât într-o zi obișnuită de plimbare. Vini și câinii după noi? La unde l-ai racoat? La Dedeman? Nașpa. Tocmai a trecut o marfar tras de locomotivă electrică, ACFR Marfă, cu un tren de aproximativ 12 vagoane. Plimbarea se apropie de sfârșit, mai avem în jur de 2 km până acasă. Oricum, este foarte frumos o plimbare noaptea prin pădure. La revedere și vă așteptăm prin pădurea Șcheia, dacă se poate să aveți și lanterna. Noi folosim lanterna la telefoane. Da. La revedere. În continuare am ajuns pe vârf. Se poate observa cu mâna Șcheia, alcătuite de case și căsuțe, stradă și mașini, becuri și stâlpi. Este foarte frumos. Superb. Ceasul este în jur de 11:30. PM. Acesta este câinele. Cuțum. Cuțum. Ai, cuțum. Câinele care a lucrat cu noi pădurea. Un câine foarte șmecher, dar nu prea. Vom face un popas pentru a admira peisajul. La revedere!